Evenimentul s-a produs în această dimineață la intersecția străzilor Călăraș cu Mareșal Averescu. Ăla a venit cu viteză. Nu eu. Eu eram de acolo. Am o bubuitură, am auzit și am văzut mașina cum se răsturnă încolo. Nu, mai eram departe, eram mai sus. Victimele cine l-a scos din mașină? Ei singure a ieșit. Ce a ieșit, eu am țipat și a ieșit lui, a venit și oamenii și a dat ajutor. Neatenția șoferiței a băgat în spital două persoane. Pacienta care a fost în mașina răsturnată este stabilă. A suferit un politraumatisme minore la nivelul hemitoracelui stâng și membrului inferior drept. Este puțin speriată, supărată din cauza mașinii, dar starea este stabilă. Conform martorilor, se pare că șoferița vinovată de producerea accidentului a călcat prea tare pedala de accelerație. Am luat o prescă acolo, vine cu viteză. Cum n-ai avut viteză dacă uite unde m-ai aruncat? Cum n-ai avut viteză? Puteți să vedem și noi? Zero, da? Zero. Nu l-ați văzut, ați avut viteză, a avut viteză. Cum a... N-am avut viteză. L-ați văzut? Ei au avut viteză. Din primele verificări, se pare că este vorba de neacordare prioritate vehicule, turismul Golf, pătrunzând în intersecție, după ce a întâlnit indicator oprire, n-a respectat semnificația acestuia, intrând în coliziune cu autoturismul Polo. Cei doi conducători auto au fost testați, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri, în cauză se va întocmi dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Dacă va fi găsită vinovată, șoferița riscă, pe lângă dosarul penal cu care s-a ales, să suporte și pagubele pe care le-a produs.